Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Le spunem bună seara invitaților noștri în studio, jurnalistul Ionuț Catrina. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara. Și de asemenea, îl salutăm pe domnul Claudiu Manta. Bună seara, domnule Manta, bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Tema emisiunii, dragi telespectatori, stimați invitați în această seară, este dedicată modificărilor aduse noului cod penal. Vorbim aici în special de libertatea de exprimare și aș dori să-l întreb mai întâi pe domnul Manta să ne explice care sunt aceste modificări și dacă ating libertatea de exprimare. Și apoi vom detalia acest subiect. Da, dacă mi-este permis, voi face o scurtă trecere în revistă, pentru că profesia mea este cea de jurist și, ca pe toată lumea, mă interesează modificările noului cod penal și aș vrea oarecum să mă detașez aici de calitatea mea de politician, pentru că eu sunt și președinte al organizației de tineret al Partidului Social Democrat și aș vrea să vă explic un pic cum stau lucrurile. În primul rând, am văzut că s-a tot adus această idee în spațiu public că codul penal este al unei guvernări sau al alteia. Nu, trebuie să o spunem foarte clar, acest cod penal este creația practicienilor, a celor care creează dreptul, în speță judecători, procurori, precum și alți parteneri ai justiției. Sigur, o lege de o asemenea importanță trebuie să aibă oarecum și un acord, cu ghilimele de rigoare, al politicului și cred însă că discuțiile principale ar trebui să fie în zona, ca să zicem așa, practică, în zona aplicării legii. La o primă vedere este un cod penal modern, este un cod penal care întrunește în mare parte cerințele europene și făcut oarecum pe baza principiilor acestea europene de drept. Știți foarte bine că au fost nenumărate situații în care Curtea Europeană de Justiție a condamnat România și a obligat-o la despăgubiri. Situații de genul ăsta se doresc a fi cât mai puține prin noul cod penal. Ionuț, aceste insulta, vorbim concret, calomnia, ne ajută pe noi, pe jurnaliști, în vreun fel sau nu? Vom reuși ca de acum înainte să îi aducem publicului informații de o acuratețe concretă? Vom reuși să nu mai fim părtinitori, să nu ne mai lăsăm influențați? Pentru că ar trebui să, cred eu, să privim și din acest punct de vedere. Adică nu întotdeauna am văzut în presă apar lucruri care cred eu că unora dintre noi nu ne fac cinste. Jurnalistul, prin natura meseriei sale, va utiliza cuvântul, folosind acest instrument destul de puternic, pentru că știm cu toții duritatea cuvântului. Cred că este aproape imposibil de a nu deveni subiectiv la un moment dat de-a lungul meseriei tale. Așa că nu trebuie să ne surprindă, să le numim, ieșirile în derapaj ale colegilor noștri din mass media locală, din mass media națională, plus că, să nu uităm, într-un fel sau altul, fiecare publicație, fiecare televiziune are la un moment dat un punct de vedere privitor la o chestiune. De exemplu, aceea știre poate fi prezentată, dacă este să te raportezi la televiziune națională, în mod diferit. Așa că, revenind la ceea ce spuneați, insulta, calomnia sunt chestiuni pe care ar trebui să le evităm, de care este indicat să nu ne lovim, însă prin natura subiectivismului meseriei noastre, cred că inevitabil suntem supuși riscului de a atinge și insulta și calomnia. Acum, modificările din noul cod penal se pare că vizează o năsprire a pedepselor pentru aceste chestiuni, însă mare atenție să nu cădem noi ca nație tocmai în partea cealaltă, anume să punem pumnul în gură presei, să punem pumnul în gură libertății de exprimare și să ajungem la situații de nedorit. Adică de teama de a nu mai spune, de a nu mai scrie, să tolerăm implicit niște abuzuri.
Nu cred că este de dorit chestia aceasta. Da, să le spun și telespectatori, da, dacă îmi permiteți, domnule Manta, doar atât, da, să citesc articolul 205 din cod, arată că insulta înseamnă atingerea adusă onoarei ori reputației unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la o batjocoră și se pedepsește. Articolul 206 arată, citesc, calomnia este afirmarea sau imputarea în public prin orice mijloace a unei fapte determinate privitoare la o persoană care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară, ori disprețului public și se pedepsește. Vă rog. Da, aș vrea să fac o scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat din punct de vedere juridic. După cum ați menționat și noastră, acestea erau infracțiuni incriminate în vechiul cod penal, atât că insulta cât și calomnia. Din câte mi-amintesc, undeva prin anul 2006, au fost abrogate, tocmai pentru că și mie ca om mi se pare anormal să pedepsești cu o sancțiune penală insulta și calomnia, pentru că vreau să precizez că repararea onoarei, să zicem, unei persoane insultate sau calomniate se poate face pe cale civilă. Adică dacă tu consider că ziaristul sau omul de presă te-a insultat sau te-a calomniat, ai posibilitatea ca să deschizi un proces civil și să ceri daune. Spre exemplu, pot să mă îndrept în instanța civilă împotriva domnului Catena și să cer daune. Ei, au fost dezincriminate de către legiuitorul penal undeva în 2006-2007. Decizia aceasta a fost confirmată însă de Înalta Curte de Casație și Justiție, însă mod cu totul și cu totul surprinzător, Curtea Constituțională, printr-o decizie, dacă nu mă înșel, din aprilie 2013, a venit și a spus că nu, decizia în alte curți de casație este neconstituțională și ca atare insulta și calomnia trebuie reincriminate din punct de vedere penal. Deci, iată, această introducere a insultei și a calomniei în cuprinsul codului penal este ca urmare, dacă vreți, a unei decizii pronunțate de către Curtea Constituțională. Însă aș vrea să fac două nuanțări aici. Este vorba, sancțiunea pentru aceasta nu este închisoarea, este amenda penală, deci niciun ziarist nu va lua cel mult o amendă penală, e adevărat, și doi la mână este admisă acea probă a verității, adică se poate demonstra, fapta nu este pedepsită din punct de vedere penal în situația în care se dovedește, sau cel care a făcut afirmația, calomnia sau insulta, dovedește că lucrul acela pe care l-a spus este adevărat, adică corespunde adevărului și nu a fost pur și simplu o acuzație calomnioasă și insultătoare. Dacă îmi permiteți, să luăm de fapt următoarea situație, da? X, numit politic mare director la o unitate, da? Nu știu, administrativ, teritorial, nu are importanță chestia asta. Să zicem, de exemplu, mare director la o direcție, da? Toată lumea intuiește cum a ajuns acea persoană să fie numită acolo. Un ziarist are tupeul, în accepțiunea noului cod penal, de a spune, de a lua în batjocură sau de a prezenta fără să aibă efectiv dovada măsluirii acelui rezultat, și îl calomniază pe X, da? Cum se va putea apăra respectivul ziarist, chiar și în sub sancțiunea acelei amenzi penale, cum se va putea apăra, pentru că el nu va putea să meargă la București să arate că respectivul concurs a fost măsluit, că respectiva comisie a fost supusă. Dar noi plecăm de la prezumția de nevinovăție, da, nu? Dar totuși nu cred că o afirmație, pentru că, atenție, textul legii este se referă la o infirmitate sau, deci, haideți să fim serioși, a spune despre X sau despre Y, cum ați dat dumneavoastră exemplu, că este numit politic, cu siguranță nu se încadrează în sfera insultei sau a calomniei. Nu cred că m-ați înțeles. Să presupunem că X anul acesta ia la un concurs. Sau, mă rog, a luat notă, concursul, da? Prin fraudă. Peste un an de zile, peste 2 ani de zile, ia nota minimă de promovare. Eu, da, eu, Ionuț Catrina, îmi permit de a face un spirit de glumă, cum ar spune Gigi Becali, o aroganță, și îi denigrez persoana, public, într-un ziar. Acea persoană consideră că eu l-am calomniat, i-am adus o atingere imaginii. Domnul Catrina, haideți să ne înțelegem. Nu trebuie să considere persoana, trebuie să considere instanța. Da? Deci,
Bun, da, până la și ce șanse am eu de termină instanța de și dă o decizie. Deci, dacă vreți, din acest punct de vedere, nu sunt mari modificări, pentru că sancțiunea era și înainte, puteau să fie despăgubiri civile, că se numește despăgubiri civile, că se numește o amendă. Bun, dar mai este încă o altă dată, haideți să nu absolutizăm lucrurile. Asta să le spunem telespectatorilor. Da. Dacă înainte cineva pentru un proces trebuia să plătească 80% din suma pe care o cerea, acum nu mai trebuie să plătească decât 100 de lei, adică 1 milion de lei vechi, indiferent de suma cerută ca despăgubire. Și aici nu credeți că se va lansa așa? Dacă pe dumneavoastră vă urmărește cineva și vorbiți despre nu știu, un contracandidat politic, să spunem, și vă scapă și spuneți că este un hoț sau că a furat. Sau un dobitoc, pur și simplu. Sau un dobitoc, pur și simplu. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, însă vă treziți, vă repet, mâine de dimineață nu trebuie să cu picăm în extreme. Vedeți, fiecare are dreptul la demnitate și la onoare. De acord cu dumneavoastră. Nu poți să jignești așa gratuit și repetat pe cineva. Totuși, au fost insulte și calomnii, Doamne ferește, departe de mine gândul să culpabilizez presa la modul general. Dar bun, trebuie dar să recunoașteți că au fost niște campanii un alt de presă cod, foarte agresive. Un alt cod și pentru presă. E adevărat, e adevărat. Deci, sincer, adică, dacă doamnă, avem dacă acest mă cod întrebați penal, dar și instituțiile care supraveghează media, televiziuni, presă scrisă, radiouri, atunci și ele ar fi trebuit să vină la rândul lor cu niște norme pe care și noi să le... Doamnă, dacă mă întrebați pe mine ca jurist, mie nu mi se pare normal ca insulta și calomnia să fie incriminate penal. Deci foarte clar și dacă vreți este în mod surprinzător, cu ghilimele de rigoare, este chiar și decizia opiniei publice, adică opinia publică nu-și dorește ca insulta și calomnia să fie incriminate penal. Însă, vă repet, din păcate există această decizie a Curții Constituționale, motivarea Curții Constituționale, eu am citit-o, vă repet, face în principiu apel la această, la această atingere adusă demnității, adusă onoarei. De asemenea, face referire la faptul că, din câte am citit eu acolo, în 11 țări ale Uniunii Europene, insulta și calomnia sunt sancționate penal, adică au avut o argumentație, Curtea Constituțională a avut o argumentație când a dat această decizie. Dar vă repet, eu ca om nu sunt de acord cu această incriminare penală a insultei și a calomniei. Aici sunt foarte... Mie mi se părea că despăgubirile pe parte civilă, sigur, sunt suficiente. Aveți perfectă dreptate, însă nu știu de ce am senzația că ceea ce se încearcă, printr-o raliere la principii europene sau de aiurea, cred că se încearcă un fel de mini-pum în gura presei. Vă spun sincer că vor fi în țară, îmi pare rău că nu avem cum să contabilizăm efectiv schimbările, vor fi persoane care se vor gândi de 2, 3, 4, 5 ori înainte de a aborda un material, înainte de a-l prezenta, pentru că să fim serioși, știm cu toții că deseori în țara asta ai murit cu legea în mână și cu dreptatea în mână. Și atunci ce am rezolvat? Omul se va gândi de 2, 3 ori, 5 ori, fiind pus în situația de a scrie sau nu scrie, de a prezenta pe post sau a nu prezenta. O să vedeți cum, treptat, fiind și un an destul de important pentru Parlamentul României și pentru Parlamentul European, prin prisma alegerilor, veți vedea că multe, fie vom avea foarte multe scandaluri din acestea mediatice, cu dată în judecată, cu mai știu eu ce, cu retragere de plângeri, fie vom avea cazuri care nu vor mai ajunge în mass media și din cauza aceasta. Părerea mea. Sigur, dumneavoastră priviți lucrurile, ca să zic așa, de la fața locului, eu poate le privesc din afară, dar la modul omenesc vorbind, și până acum au existat procese, e adevărat, pe latură civilă, iar cred că știți mai bine decât mine, majoritatea dintre acestea nu s-au soldat cu împăcarea părților, cu perimarea proceselor și așa mai departe, pentru că asta este impactul acela mediatic, iar în timp lucrurile se diluează. Vă repet, nu este vorba de sancțiune cu închisoarea, sancțiunile sunt de ordin. Da, este da, așa este. Încă o dată, aveți dreptate. Eu nu încerc acum să apăr punctul de vedere al legiuitorului, doar v-am explicat rațiunea pentru care există acest lege pe care și eu îl consider
consider excesiv. Însă ceea ce vreau să aduc în discuție este altceva. Este vorba de acel articol 276, aș vrea să discutăm și despre acest lucru, sigur. În care ai sau nu ai voie să faci anumite declarații critice la adresa unor magistrați. Ce înseamnă acest lucru? Cum îl priviți dumneavoastră? Nu, dacă, cursul derulării... Exact, la adresa asta. Și nu știu dacă face referire la magistrat sau la hotărârile judecătorești. Am impresia că totuși la hotărârile judecătorești, sper să nu mă știu. Cred că și la magistrați face atingere, da? Face referire clară și la magistrat pe parcursul derulării procedurii. Deci uitați ce zice. Fapta persoanei care pe durata unei proceduri judiciare în curs face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea de către judecător sau de organele de urmărire penală a unei infracțiuni sau unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze în scopul de a le influența sau intimida se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. Da, vreau să vă spun... Presiunea asupra justiției, așa se da, numește. Vreau să vă spun că, din câte știți, sau din câte am înțeles eu, pe ordinea de zi a Guvernului, pentru ședința de miercuri, va exista un proiect de abrogare a acestui articol, pentru că este, și mie mi se pare ca jurist, că este totuși un articol al cărui sens eu cel puțin nu-l văd, pentru că suntem o țară liberă, asta este, avem dreptul să discutăm despre o hotărâre judecătorească, mi se pare, mai ales o sancțiune penală aici, mi se pare excesivă și vă repet, guvernul va abroga prin ordonanță de urgență acest articol. Se pare că vor mai exista de asemenea mici modificări. Deocamdată nu știm, până miercuri mai este. Da, nu, să nu va fi abrogat, va fi abrogat cu siguranță acest articol. Și de asemenea se va mai umbla puțin la celebrul articol 140 privind interceptările, al cărui sens, atenție, chiar astăzi citeam un comunicat al Asociației Magistraților, a fost foarte multă manipulare, pentru că sub nicio formă nu s-a pus problema că nu se mai poate intercepta persoana suspectă sau suspectul sau ce calitate procesuală are fără a-l înștiința. Din contră, și specialiștii au explicat că se poate porni urmărirea penală in rem, adică asupra faptei, se pot da drumul la interceptări și poți să-i comunici ulterior obligație de asemenea care exista acum la sfârșitul urmăririi penale de a-i comunica materialul de urmărire penală suspectului. Deci vă spun la modul sincer, chiar a fost extrem de multă manipulare în aceste zile pe cod, în ceea ce privește dezbaterea publică despre coduri. Adevărul este un pic altfel față de cum l-au prezentat unii politicieni. Ionuț, ce părere ai despre ce ar trebui să spunem sau nu atunci când avem parte de un proces? Și la Gorj am avut procese celebre. Exact, și să nu uităm și mare atenție ce discutăm. Să nu uităm că într-un fel sau altul fiecare jurnalist și-a putut exprima liber punctul de vedere, fie încât un editorial, fie în material propriu zis. Ori asta ce ar însemna în accepțiunea noului cod penal? Nu? Pentru că se poate interpreta până la urmă ca o încercare de intimidare a celor care judecă, a organului de urmărire penală. Lucru care nu mi se pare deloc fair play, cum spunea și domnul Manta, este o chestie mult prea forțată. Eu sunt sincer convins că săptămâna aceasta se va abroga acest articol, pentru că să nu uităm, USL-ul are o majoritate mai mult decât covârșitoare în Parlamentul României. Deci n-ar avea cum să nu se oprească aici acest articol. Da. Vedeți, noastră, așa cum spuneam la începutul emisiunii, codul acesta este creația, dacă vreți, a judecătorilor și a procurorilor, că au lucrat, vă repet, la ei specialiști în special din aceste domenii. Era oarecum normal să încerce să promoveze și un asemenea articol și mă bucur că a existat o reacție hotărâtă a societății civile, care, iată, va duce la abrogarea respectivului articol. Da, uitați, cel puțin pe presa națională, vis-a-vis de ce spuneați dumneavoastră, s-au dat și ipotetic cazuri legate de ce s-ar întâmpla dacă ar fi anunțat cineva dinainte.
ipoteză, un afacerist pe care îl numim Mitică, merge la DNA și denunță un ministru, să-i zicem Tache, că i-a cerut și pagă 1 milion de euro ca să-i atribuie direct un contract pe bani publici. Întâlnirea pentru prederea șpăgii e programată peste 5 zile la un restaurant, timp în care afaceristul a denunțat fapta și persoana. Se impune interceptarea convorbirilor telefonice și monitorizarea ambientală. Foarte, și de aici, da, sunt foarte dilema. Curios, sunt foarte curios de pe ce site citiți, pentru că este important. De pe Google. Da, mă rog. Este, vă repet, foarte multă manipulare aici, pentru că, sigur, nu sunt un specialist al dreptului penal, dar vă repet, se pot exista... Nu, dar ce manipulare poate să fie aici? Că ne aduce și la Gorj, am avut cazuri concrete... Dar nu interzice în care, legea, doamna... Nu, stați puțin, da. În care dosare au fost ținute la sertar. Bun, acest dar articol... Dar acum cu atât mai mult. Încă o dată, acest articol nu interzice interceptările, haideți să ne înțelegem. Nu le interzice, dar dacă le anunță... Nici vorbă de așa ceva, vă repet, se poate începe urmărirea penală in rem, pentru că așa da. Se numește, cu privire da. La faptă, și se poate asculta suspectul cât timp, dar nu mai mult de 30 de zile, mă rog, sunt niște condiții procesuale și poți să-i comunici la... în cursul urmăririi penale, când declanșezi urmărirea penală împotriva lui, că începe să fie ascultat. Dar încă o dată, și deci, acest aici, articol, în acest da. Caz, de exemplu, zice așa că persoana respectivă nu poate fi interceptată decât dacă se începe urmărirea penală. Dacă se începe urmărirea penală, legea spune... Împotriva lui, doamnă. Păi împotriva lui, da. Trebuie să-l anunți. Da. Așa și la noi. Încă o dată, este o interpretare. Dar se poate începe urmărirea penală și asta înseamnă da, despre in rem ce interpretări asupra, vorbim, domnul Man, dacă tot discutăm faptei. Despre zeci de dosare, da. Despre zeci de întâlniri între afaceriști și cei care trebuie oricum, să le... Oricum, haideți să ne înțelegem. Tocmai pentru a lămuri această posibilă interpretare care ar putea fi dată în sensul în care spuneți dumneavoastră, se va modifica și acest articol 140, pentru că, încă o dată, mie mi se pare totuși o chestiune, dacă vreți, pompieristică. Aceste coduri, și codul penal, și codul de procedură penală, sunt finalizate, promulgate de către președintele Băsescu din 2009. Iată, sunt 5 ani de zile în care am tot amânat aplicarea lor, am tot amânat la cu 6 luni, cu un an și așa mai devreme, și ne trezim dintr-o dată că sunt o serie de probleme, pentru că aceste probleme sunt foarte reale, le cunoaștem cu toții. Iată ce înseamnă, dacă vreți, și aici este, dacă mă surprinde, dacă vreți, lipsa de reacție a societății civile, pentru că totuși au fost 5 ani de zile în care puteau să iasă la suprafață toate aceste neregularități, toate aceste probleme ale codului, astfel încât să fie corectate. Credeți dumneavoastră că... Ajungându-se la, dacă îmi permiteți, ajungându-se la momentul punerii în practică efectivă a acestor legi, cred că societatea civilă a început să fie conștientă de ceea ce presupun aceste coduri, fie de procedură penală, fie codul penal. Cred că până acum, nu știu dacă neapărat din cauza mass mediei sau pur și simplu din vina societății civile, n-am fost interesați ca nație de ceea ce putem suporta. Ei, acum în momentul în care am ajuns la un fel de deadline, fie autoimpus, fie impus din exterior de către Uniunea Europeană și de către alte asemenea organisme, cred că am devenit puțin stresați de chestia aceasta. Era ideal dacă ni se spunea de la bun început, uite, asta o să se întâmple, nu acum din scurt. De aceea este și panica aceasta mare, psihoza, în rândul societății civile, pentru că ni se pare bruscă trecerea. Dar da, poate până acum... Este un alt sistem, doamnă. Deci sistemul penal românesc s-a schimbat din temelii începând cu acest nou cod penal. Aceste îmbunătățiri, din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că va ajuta această societate civilă de care amintați? În sensul că nu vom mai avea parte de corupție? În sensul că... Nu. Sigur, astea sunt, dacă vreți, sunt niște utopii, dar cert este că, vă repet, este un cod penal modern și cod de procedură penală în concordanță cu cerințele Uniunii Europene și, vă repet, ținând foarte mult cont de practica CEDO, pentru că România a fost de foarte multe ori condamnată pentru aceste chestiuni, sunt introduse instituții juridice noi,
unele poate importate, unele importate din alte sisteme de drept. Vedeți, apare acel judecător de drepturi și libertăți, apar noi modalități de executare a pedepsei, adică sunt, vă repet, instituții noi, și așa a fost și cu codul civil când l-am aprobat în 2011 și l-am pus în aplicare. A fost o psihoză generală că se schimbă legislația civilă. S-a demonstrat că este un cod civil bun, este o legislație care funcționează și acolo s-au introdus instituții juridice noi, spre exemplu comunitatea de bunuri, separația de patrimoniu. Nu vreau să insist foarte mult în detalii. Sigur, este acest șoc al venirii unor instituții noi, dar sunt convins că pe măsură ce trece timpul, oamenii le vor recepta. Pentru mărturie mincinoasă se aplică vreo sancțiune, vă întreabă cineva? Din păcate, această răspunsul, am văzut că parcă este incriminată infracțiunea, dar nu mi-amintesc exact pedeapsa care se aplică pentru așa ceva. Cineva ne spune așa, dacă marile hoții rămân nepedepsite, ce folos avem un nou cod? Da, sigur, asta este o problemă generală a societății românești și, într-adevăr, constat și eu cu surprindere că, a zice eu, un mod surprinzător pentru infracțiunile acestea, să zicem, economice, a existat o scădere a pedepselor, lucru care mie, ca jurist, totuși nu mi se pare normal, dar vă repet, este un cod creat de către specialiști, trebuie să le dăm credit. De ce nu li se pune sechestru pe avere celor care fură? Da, se da, pune, din contră. Și amintiți-vă chiar de sentința penală în cazul fostului ministru Fenechiu. Acolo există obligație de reparare a prejudiciului de vreo 60 de miliarde de lei vechi, dacă nu mă înșel, și li s-a pus sechestru pe avere. Și ce facem cu situația în care X reușește să pună mâna printr-un tun, că tot ne place nou cuvântul ăsta, reușește să pună mâna pe, nu știu, să zicem 30 de milioane, 43 de milioane de euro, după care până este prins, până îi se judecă procesul, așa, până face recurs, definitiv, trec 2 ani, timp în care, chiar de la început, de când a fost prins, el și-a pus foarte bine acei bani și face da. 5 ani. Haideți mai să ne înțelegem. Carte, mai scrie o carte, îi se mai duce din pedeapsă și el rămâne cu 43. Nu rămâne cu 43, că dă să-i fie bine. Rămâne cu 20. Ori cred că oricine în țara asta, orice om normal la cap ar accepta până la urmă să facă 2-3 ani de pușcărie pentru 20 de milioane de euro. Încă o dată, sechestrul asigurator se poate pune și în timpul urmăririi penale, iar în privința problemei ridicate dumneavoastră, sigur, de asta v-am spus și eu că mi se pare totuși impropriu ca aceste pedepse pentru infracțiunile economice sau referitoare la corupție să fie oarecum scăzute. Dar, vă repet, este o discuție pe care ar fi trebuit să fie făcută cu cei care au creat codul penal și care au impus sistemul sancționator. Mi se pare un lucru bun în noul cod care a intrat deja în vigoare și acest lucru ar trebui să le atragă mai mult atenția jurnaliștilor care scriu fără să se documenteze corespunzător. Da, în condițiile în care n-am fost de acord cu articolele, cu informația efectiv publicată sau apărută pe sticlă și care să nu fi fost fundamentată. Pentru că, până la urmă, este mass media reprezintă un mijloc eficient de manipulare, poți distruge viața cuiva, poți distruge familia cuiva și este foarte bine să ai informația verificată de preferat din 3, 4, 5 surse. Însă atunci când nu poți face asta, intervine o problemă. Am un proces legat de pământ. De 11 ani mă judec prin tribunale. Am fost la toate publicațiile media din Gorj și nimeni nu m-a luat în seamă. Ce s-a schimbat acum? Probabil că nu s-a schimbat nimic, dar în ceea ce mă privește, repararea unei nedreptăți, dacă vreți, judiciare, pentru că dumneavoastră susțineți că s-a făcut o nedreptate din punct de vedere judiciar, nu se face prin intermediul presei. Sigur, presa poate să semnaleze cazul, dar e puțin probabil ca, semnalând cazul în presă, să se îndrepte o eroare judiciară. Sunt foarte puține cazurile și, iată, sunt, dacă vreți, în anale. Amintiți-vă, spre exemplu, de cazul Țundrea și așa mai departe.
Bun, majoritatea văd, cred că și aici este o greșeală din partea oamenilor simpli, văd presa ca o instanță. Adică dacă mergi la cineva din presă, automat ți se face dreptate. Da. Cel mai fericit caz, ți se face cunoscută cazul, ți se face cunoscută speța, ți se face cunoscută problema. Însă dacă, așa cum am intrat domnul Manta, nu se ajunge la punerea pe rola procedurii penale și efectiv la încercarea de soluționare a cauzei tale, n-ai făcut nimic. Da, sunt din păcate situații în care oamenii văd mai ales și nedreptățiți, iată, prin aceste procese interminabile, văd presa ca pe ultimul lor salvator, dacă vreți, și atunci se agață de asemenea situații. Într-adevăr, sunt și am cunoscut, pentru că vin și la mine tot felul de oameni care încearcă să semnaleze. Din păcate, sistemul perfect în justiție nu cred că va fi invitat, nu va fi probabil inventat, însă rolul este de a reduce aceste nedreptăți, aceste erori la cât mai puțin. Asta trebuie să facă sistemul. În toate statele civilizate, insulta și calomnia sunt penale, așadar trebuie să fim și noi românii civilizați. Da, nu chiar în toate statele, aș îndrăzni să-l corectez un pic pe cel care v-a trimis mesajul, ci doar în 11 dintre acestea. Vedeți, sunt mesaje pro și contra, de asta spun că trebuie privite lucrurile din ambele puncte de vedere, sigur, și din punctul nostru de vedere al presei. Pentru că interesul este ca să fim informați cu toții, dar trebuie văzute lucrurile și din punctul de vedere al celui calumniat sau insultat. De asta spun că aici, indiferent ce soluție se adoptă, va fi cineva nemulțumit. Ca o concluzie de final, cum vezi lucrurile de acum înainte, Ionuț? Probabil oamenii din presă vor fi, măcar la nivel de principiu, mult mai precauți. Probabil, cel puțin până se vor liniști apele și se va vedea exact cum decurg treburile cu calomnia, cu insulta, cu ascultarea sau neascultarea telefonului. Cred că o vreme nu vom avea mari valuri. Să sperăm că nici nu vor fi, pentru că nu cred că există o persoană care să-și dorească rele în societatea și așa bătută de soartă a românilor. Să sperăm că nu este în timp, pe termen mediu sau lung, o modalitate de începere, de punere a pumnului în gură. Pentru că până la urmă, aminteam la începutul discuției noastre, cuvântul este armă puternică. Cuvântul poate să aline, cuvântul poate să distrugă. Este foarte important cum folosim cuvântul și să nu uităm că în mâinile cuiva, interesat sau nu, de binele sau de răul societății, mass media poate fi o armă foarte puternică. Nu este, precum să zic, dreptatea din mâinile judecătorilor, dar poate distruge destine, poate distruge vieți. De aceea, mare atenție! Domnule Manta, vă rog, foarte scurt. Da, vă repet, din punctul meu de vedere, sunt niște legi moderne, sunt niște legi noi, iată, au și carențe, vezi viitoarea abrogare a acestui articol referitor la comentarea hotărârilor judecătorești, dar dacă mă întrebați pe mine punctual referitor la insultă și la calomnie, vă repet, nu sunt de acord cu incriminarea lor penală și cred că aceste articole, o veți vedea, nu vor avea o foarte lungă viață juridică, este posibil să fie abrogat într-un viitor pe care eu nu-l văd foarte îndepărtat. Mulțumesc mult, stimați invitați, pentru prezența în studio. Doamnelor, domnilor, vă doresc o seară excelentă. La revedere!